Spunem bun venit, Silvie Dumitrescu, în emisiunea Escu TV din Quebec, dar difuzată în toată Canada. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit, dragii mei, care ne vizionați la această oră. Peste 35 de ani de carieră, 30 de căsnicie, un băiat minunat de 29 de ani, Iulian, care este un pianist renumit, muzică, jazz, blues, pop, folclor, festivaluri, emisiuni, concerte, premii, Mamaia, Cerbul de Aur. Oprește-te, oprește-te! Aș vrea să mă opresc. Vreau să te întreb pe tine cum te rămâi tânără și plină de energie. Te rog, zi-ne secrete. N-am cum să rămân tânără, doar cu sufletul rămân tânără. Normal că nu-mi simt încă vârsta, sinceră să fiu, dar sunt ocupată, în sensul că totdeauna am găsit ceva de făcut. Totdeauna sunt motivată să fac ceva bun, sunt motivată să bucur oamenii, să îmi fac meseria, cu alte cuvinte, și aceea de mamă și de artist și de, mă rog, profesoară, că trebuie să spunem că eu de 3 ani sunt profesoară la liceul, la Colegiul de Muzică George Enescu, unde am făcut și eu când eram mică, de la clasa 1, și unde același liceu l-a făcut și Iulian, băiatul nostru. Și iată că acum am ajuns să predau la secțiunea de canto pop și jazz. Doamna profesoară, dincolo de cântăreață... Hai să zicem, chiar doamna profesoară, eu cu elevele mele sunt destul de apropiată și în general evit formula asta de profesor-elev, pentru că vreau să comunicăm cât mai mult și fetele cu care studiem, cu care studiez, sunt cumva la fel de, cum să zic eu, deschise și gata să acapareze tot ce spun și să fie așa o relație mai mult prietenească, de amiciție. Sunt convinsă că ești o profesoară caldă și blândă și din tot ce știi tu le înveți. Nu totdeauna. Când ele muncesc și le văd că le place ce și-au ales și fac din suflet și nu chiulesc și pun multă pasiune în muzică, atunci sunt foarte prietenoasă. Când nu, mai le ating așa și cu câte o notă mai puțin bună. Din păcate, în acest moment în care noi două vorbim, nu pot să spun că sunt extrem de fericită, pentru că fiecare dintre noi și mai ales cei care suntem aici aproape de zona asta războiului, suntem foarte șocați de ce se întâmplă. Ne uităm la imagini și aproape că nu ne vine să credem că în secolul nostru și în timpurile noastre se poate întâmpla așa ceva. După cum știu și canadienii, noi am fost și suntem în continuare foarte primitori și încercăm, strângem bani, facem concerte, încercăm să ajutăm cât putem de mult. Și de curând pot să spun că am înregistrat și eu o piesă compusă de Ovidiu Comornic, la care am fost și eu invitată să cânt. Suntem mai mulți artiști și este o piesă pentru pace, este o piesă în care noi ne exprimăm dorința de a nu mai exista violență, de a nu mai exista ură, de a fi mai bun pe zi ce trece și mai îngăduitor și să păstrăm cu sfințenie tot ce a creat Dumnezeu, printre care și noi, care suntem tot creația lui Dumnezeu, să ne iubim mai mult. Deci, vorbeam de această piesă, încă nu a apărut, vă spun ceva, în premieră, încă nu a apărut pe posturile de radio sau televiziune,
abia am terminat de registrat. Mai cântă Angela Simila, Mirabela Dauer, cum spuneam, Ovidiu Comornic, Marcel Pavel, Monica Angel. Suntem destul de mulți. Acum mă tot gândesc să nu scape cineva. Dida Drăgan, așa. Daniel Iordăchioaie. Daminescu, Adrian Daminescu. Mă rog, o să vedeți la momentul potrivit, că este o piesă foarte emoționantă. Emoționantă de-a dreptul. Adică eu, cel puțin, atunci când Ovidiu și-a exprimat dorința că și-ar dori ca ultimul vers să fie cântată de o fetiță, am adus de la Palatul Copiilor o fetiță la cărui botez am fost eu acum 4 ani și am cântat și eu și Cotabiță și prietena mea de la Melorin, de acolo de la Palatul Copiilor, mi-a trimis chiar fetița ei la care noi am cântat și am zis că vreau o blondină așa frumoasă cu ochii albaștri și fetița ei exact așa este. Și de câte ori auzim vocea la sfârșit, noi toți lăcrimăm. Adică este extrem de emoționant. Abia aștept și ai dreptate. Și noi aici suntem cu sufletul acolo. Gândește-te că părinții mei cel puțin sunt acolo. Foarte mulți, foarte multe rude și foarte mulți oameni dragi ai românilor din Canada și eu chiar vreau să vin și aș vrea să pot face, să putem face mai mult, pentru că dacă suntem mulți, cu atât mai mult îi ajutăm. Îți dai seama că și noi privim cu lacrimile în ochi ce se întâmplă acolo, voi sunteți și mai aproape. Ai fost și tu o fetiță cu ochii albaștri și de la 5 ani, dragii tăi părinți, te-au dus către muzică, Dumnezeu a vrut să fii cântăreață, dar ceva ce foarte puțini oameni știu și uite-te acum ce empatică ești față de colegii tăi, Marina Voica, nu mai zic, dar față de ce se întâmplă cu războiul ăsta, eu te-aș fi văzut doctor. Puțină lume, cum ziceam, știe că tu ai încercat să fii medic. Cred că ai fi fost foarte bun medic, dar Dumnezeu a vrut să fii cântăreață. Poți să ne zici de încercările tale, ai dat la medicină și generală și militară. Da. Te-a plăcut, părinții că mei... foarte bună. Da, părinții mei, când m-au dat la liceu de muzică Georgenescu, au fost ferm convinși că eu voi face pian clasic. Și bineînțeles că au văzut talentul meu în muzică, bineînțeles că au văzut cât de bine mergeam cu pianul și la un moment dat s-au întristat când vedeau că după studiile mele de Czerny, Mozart, Beethoven, Bach și așa mai departe, schimbam acasă și o dădeam pe muzică ușoară. Însă, până la urmă, ca să le fac această plăcere lor, mai ales că mama mea a fost cadru medical, a lucrat în obstetrică și ginecologie și mi-aduc aminte că mergeam la ea în spital și luam toți bebelușii în brațe. Eram eu mică. Am avut așa o afinitate pentru copii și pentru bebeluși. Și o am și acum, întotdeauna când aud un copil mic plângând, îmi vine să mă duc și să-l iau în brațe, știi? Că mai ales copiii pe care mamele nu iau în brațe atunci când plâng, știi? Bineînțeles că am, de obicei intru în amănunte și divaghez, dar ideea era că am dat la medicină și am picat cu 8.33. A fost o medie mare, am învățat foarte mult, însă ultima medie cu care s-a intrat a fost 8.65. Acum, mie mi-a plăcut foarte mult anatomia, ce-i drept, și îmi place și acum, mă uit întotdeauna la filme în care este vorba de operații de tot felul și așa mai departe, dar, nu știu, poate că aș, din dorința de a face bine, așa că am ales ramura aceasta unde zic eu că am fost mai talentată și cred că fac bine prin muzică și le ridic, ca să zic așa, spiritul românilor și nu numai, apropo de
Canada, n-am fost niciodată în Canada. O singură dată am avut viză de Canada și trebuia să merg, dar nu, chiar nu mai țin minte ce s-a întâmplat, că s-au anulat niște spectacole de acolo. Eram foarte bucuroasă și de întâlnirea care avea să fie, dar până la urmă nu n-a mai fost, așa încât abia aștept să fie sănătate în primul rând și Pace. pace și abia aștept să ajung și acolo, pentru că am fost în foarte multe țări și am cântat pentru români. Eu recunosc că mi-a făcut o reală plăcere și chiar vreau să-ți dau un exemplu, că în America, de exemplu, în America, vedeam că oamenii plâng în sală și tot așa eram destul de jenată de situație și le-am spus la microfon că eu nu înțeleg de ce unii oameni plâng, pentru că eu aveam piese foarte vesele. Și tocmai le-am spus că la piesele mele nimeni niciodată nu a plâns. Dar ei au spus că plâng în primul rând că și-aduc aminte de tinerețea pe care au trăit-o în România și atunci eram eu în vogă și mă ascultau și piesele mele le reaminteau așa copilăria, tinerețea și tot ce au trăit în România, așa încât am trăit să o văd și pe aceasta. Dar, cum spuneam, să dea Dumnezeu să înceapă iarăși spectacolele, să fie iarăși sănătate. Nu doar ca amintirea tinereții, că nu știu, doar să asculți muzică în limba română și să vă vedem pe voi, să vă revedem pe voi și să te vedem pe tine pentru prima oară aici. Eu personal îmi doresc foarte mult și ceva ține de mine voi face. Să vii aici, nu singură, însoțită de prietenii tăi artiști sau singură și după aia cu ceilalți Da, colegi. pentru mine nu are nicio importanță. Important e să ajung și să-i bucur pe oameni. Cu atât mai mult dacă vom fi mai mulți, indiferent câți vom fi, vrem să îi facem pe românii de acolo să renască și să fie fericiți împreună cu noi. Dansul, dansul, cred în tine. Eu n-am E voce, că normal la orice vârstă. eu Pe unde n-am mă voce. duc toată lumea și în spatele meu când merg pe stradă sunt băieți care cântă dansul, dansul, e normal la vârsta mea. Da, asta e Și mă viața. gândește râsul că îmi dau seama că ei nu fac parte din generația mea. Și cu Dar toate știi. acestea, nu știu de ce această piesă a fost foarte plăcută la publicul de toate vârstele. Am și altă piesă foarte frumoasă pe care abia aștept să le cânt. Aici la teatru voi cânta Cred în tine. Noi am ales piese compuse de Adrian Enescu, care din păcate nu mai este printre noi. Dar mi-aduc aminte că la Revoluție s-a dat foarte mult piesa Noi am ales, pentru că suna așa mai occidental și eu aveam o voce așa mai răgușită, mai modernă și probabil că acesta a fost motivul pentru care această piesă a fost foarte difuzată, ca să nu mai spun de Cred în tine, pe care oriunde mă duc să o cânt, toată lumea o fredonează împreună cu mine și evident că îmi face o mare plăcere. Ești iubită, ești iubită. Și ce, neapărat vreau să zic asta. Am ascultat piesele tale foarte cunoscute, dar și mai puțin difuzate, să le zicem. Dar știi Da. că la ce am rezonat și mai mult decât înainte, pentru că am prospătat totul acum. Silvia, cânți minunat jazz și știu că te menționez. Ah, Soțul mulțumesc. tău, am rămas, am zis, nu se poate, trebuie să ascult mai des și de acum îmi propun să-mi pun în weekend când pot să ascult eu muzică excepțională. Deci, am găsit niște lucruri pe YouTube și pe canalul tău YouTube, chiar o să punem. Da, din păcate am avut multe concerte, dar n-am avut și noi ideea să luăm o cameră cu noi, să ne filmeze cineva, să rămână acolo pe peliculă. Mai avem concerte la cluburi cu Florin. Florin are trupa lui de blues și câteodată mă mai invită și pe mine. Eu mai cânt și jazz cu Virgil Popescu, cu Puiu Pascu și cu Titi Herescu, de exemplu. Mă rog, cânt cu mai mulți muzicieni.
Și acum, nu știu, parcă la vârsta asta mi se potrivește mai mult genul ăsta de muzică. Am așa o mare atracție acum, în ultima vreme. Îmi face mare plăcere să cânt jazz și blues. Și te și prinde foarte bine. Și niciodată nu te-ai lăsat, Silvia. Ce am văzut, te-ai reapucat întotdeauna de școală. Ai revenit la pop, te-ai dus înapoi la jazz, te-ai dus înapoi la blues. Și întotdeauna îl ai alături pe soțul tău. Sunteți minunat împreună. Și la bine și la greu. Eu mă refer la muzică, nu intru în detalii de familie, doar vreau să... E normal, da, pot să spun că suntem un cuplu fericit, n-am de ce să ascund lucrul acesta. Cred că se vede pe mine, nu mai trebuie să spun. Avem și un băiat care, uite, acum este în turneu, care e pianist. Exact ce-și dorea tatăl meu și mama mea pentru mine. Uite că s-a realizat prin Iulian, da, care el, care, mă rog, a ales să cânte muzică clasică. Și e faimos. Și pe de altă parte, vorbind de Florin, și el a împlinit de curând 70 de ani. Și a făcut, Doamne ajută, și a fost un concert aniversar la Clubul Țăranului, un celebru club de aici care se numește așa pentru că este în cadrul muzeului. Da, este Muzeul Țăranului acolo și atunci n-are nicio legătură cu muzica care se cântă. Dar nouă nu ne rușine să ne recunoaștem originile, da. A fost o cântare extraordinară, mai ales că fiind un concert aniversar au venit foarte mulți prieteni și n-au venit degeaba, s-au urcat și pe scenă, pe rând, așa. Da. Oriunde mergeți, faceți spectacol, pentru că ai deschis subiectul despre minunatul vostru fiu. E un faimos pianist, din ce știu eu. Acum mai și joacă și-a împrumutat mâinile într-un serial, pentru un rol, într-un serial italienesc, dacă nu mă înșel. Mai zine despre băiatul vostru, care e minunat, te rog. Acum este într-un turneu cu Filarmonica din Ploiești. Cred că în momentul acesta e la Viena. Zilele trecute a fost la Berlin, a fost în Hamburg, a fost în Elveția, nu mai știu să spun în ce oraș. Umblă, da, umblă cu folos și face exact ce îi place. El adoră să cânte pe scenă și e și normal așa, e firesc. Culmea că toată lumea mă întreabă, are un impresar? Și când le spun că nu, toți sunt așa mirați. El face parte din generația de tineri care umblă, cunoaște atât de bine partea asta a computerului, tot ce înseamnă internet și așa mai departe. Își promovează singur concertele, ține legătura cu oamenii în care a fost și care au făcut concerte, nu neapărat muzicieni, dar și oameni care se ocupă cu organizarea de concerte. Și el întotdeauna lasă un loc de bună ziua, pe unde s-a dus a fost foarte plăcut și l-au mai chemat și cred că acesta este secretul lui, poate. Pentru noi toți. Și eu de câte ori îl văd, pe mine, știi, nu prea mă invită la concerte pentru că îi transmit emoția de oriunde m-aș afla în sală. Serios? Ceea ce se întâmpla și la mine cu părinții mei. Dacă mă uitam la ei, că de obicei stăteau în rândul întâi sau rândul doi, uitam textul. Și de foarte multe ori mi s-a întâmplat să le zic să nu mai vină, că îmi transmitea o emoție groaznică. Iar eu, când începe să cânte, așa, nu știu dacă trec 10 minute și mă podidește plânsul și întotdeauna stau undeva la marginea rândului ca să pot ieși din sală mai repede. Nu știu de ce, mă emoționează foarte tare.
Mulțumesc că ai spus asta. Eu voiam să te întreb cum vă păstrați voi, artiștii în general, cei care sunt expuși, da? Ai fost invitată în sute de emisiuni, în direct sau înregistrate. Eu am făcut niște, în mica mea carieră de reporter, am făcut transmisiuni live și așa și totuși am emoții. Asta nu e în direct. Dar înainte să vorbesc cu tine am avut emoții și am zis că lasă, poate spune ea ceva secrete. Dar nu, emoțiile... Să știi că la început și eu, primele mele interviuri au fost așa, întrebarea, să zicem, era de un minut și eu răspundeam da, așa e, sau nu. Să scap. În caz, toată lumea mă împingea de la spate. Măi, dar vorbește și tu ceva, spune și tu ceva. Tot așa, îmi tremura glasul, nu aveam curaj, nu. Dar știi, meseria asta toată se învață. Acum sunt mai relaxată și mă simt de la largul meu când vorbesc. E ca și cum am stat noi de vorbă, noi două. Îți mulțumesc mult pentru tot și mare drag. Mi-ai zis la început să mă opresc. De ce? Avem coloane de film sonore cu muzica interpretată de tine. Sunt emisiuni, atâtea înregistrări, sunt cărți în care ești menționată, enciclopedia Danielei Caraman-Potea, dacă nu mă înșel, sigur, și atâtea altele. Ai ce să ne spui, ai ce să ne cânti, te așteptăm cu cel mai mare drag. Iar eu îți mulțumesc mult, mult, mult că ai venit în emisiune și transmite-le ceva românilor din Canada, că e vorba de Ucraina, că e vorba de pacea lumii în general. Te așteptăm cu drag și îți las cuvântul la încheiere și îți mulțumesc. Mulțumesc în primul rând că m-ai invitat astăzi să stăm de vorbă. Vreau să le transmit tuturor care ne privesc că sunt destul de trist când mă gândesc la ce se întâmplă în jurul nostru în acest moment, la tristețea oamenilor și la supărările lor. Pe de altă parte, artistul trebuie să fie pregătit oricum, în orice moment, să ridice moralul oamenilor și mai ales oamenilor necăjiți. Și sper să am ocazia să reușesc prin meseria mea și prin ceea ce pot eu să dăruiesc și ce mi-a dăruit și mie Dumnezeu, să pot să mă rog în aceste, în aceste momente foarte importante pentru ucrainieni, mă rog să nu mai existe violență și războaie în lume și eu le transmit tuturor tot binele din lume și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne iubim între noi și să apreciem fiecare zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu și să o trăim frumos și din plin. Mulțumesc mult, Silvia Dumitrescu, și mare drag. Te așteptăm fizic aici.